Care sunt drepturile unui musulman față de un alt musulman? Păcătuim dacă nu le îndeplinim? Surs articol. https 2 islamul pacea 20170908 Care sunt drepturile unui musulman față de un alt musulman paca? FBCLID Galcuito Arunchiu se underscore TVH se underscore Y de și FG4 alhamdului la la, minuasa, la, toasa, la, mua, la laude lui Allah Dumnezeu. Toate laudei se cuvină lui Allah Dumnezeu. Pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu Allah fie asupra trimisului sau muhammad! Drepturile pe care un musulman le are față de alt musulman sunt multe, dintre care unele sunt obligații individuale, care sunt cerute fiecărei persoane, iar dacă nu reușește să le facă, el păcătuiește. Altele sunt obligații comunitare. Dacă unii oameni le îndeplinesc, povara păcatului se ridică de la ceilalți. Iar unele sunt mustahab, încurajate, dar nu obligatorii, așa că musulmanul nu păcătuiește dacă nu le face al Bukhari, 1240, și Muslim, 2162, au relatat că Abu Hurairah, Allah să fie mulțumit de el, a spus. L-am auzit pe trimisul lui Allah, salul Allahu Aleyhi wa în pacea și binecuvântarea lui Allah Dumnezeu fie asupra sa, spunând, drepturile unui musulman față de un altul sunt cinci întoarcerea salutului, răspunsul la salam într-o manieră similară primirii salutului, sau mai frumos decât răspunsul similar, recomandat să se răspundă cu forma completă a salutului, salam alecom. Să răspundem alecom salam arahmatulah, ar sau forma completă alecom salam arahmatulah ar abarakatuhu. Vizitarea bolnavilor, participarea la înmormântări, acceptarea invitațiilor și se răspundă cu Iarhamu Kallahallah să aibă milă de tine, celui care strănută. Muslim, 2162, a relatat de la Irak, Allah să fie mulțumit de el, că trimisul lui Allah, Sallallahu alaihi wa sallam, a spus, Drepturile unui musulman asupra celuilalt sunt șase. S-a spus, care sunt ele, o mesagera lui Allah? El a spus, dacă îl întâlnești, salută-l cu salam. Dacă te invită, acceptă invitația. Dacă cere un sfat, dă-i lui un sfat sincer. Dacă strănută și îl laudă pe Allah, spune Iarhamu că Allah, Allah să aibă milă de tine. Dacă se îmbolnăvește, vizitează-l. Și dacă moare, mergi la înmormântarea lui. Ashshaukani, Allah să aibă milă de el, a spus. Ce se înțelege prin cuvintele drepturile musulmanului este că ele nu ar trebui să fie omise și să le facă fie obligatorii, fie recomandate, într-o asemenea măsură încât este foarte similar cu faptul că sunt obligatorii și nu ar trebui să fie omise. Cuvântul drept HAQQ poate fi folosit în sensul de obligatoriu, așa cum a fost menționat de Idna al Arabi. Naila la 4 pe 21, 1. Întoarcerea salutului, răspunderea la salam, este obligatorie dacă salutul este dat unei singure persoane. Dacă este acordată unui grup, atunci este obligatorie asupra grupului, chifaia fard sau obligație comună dacă unul din grupuri returnează salutul, obligația a fost îndeplinită. În ceea ce privește inițierea salutării, principiul de bază este că este sunnah. Se spune în al Maosoah al 11 pe 314. Inițierea salutului este sunnah muakkada, sunnah tradiție confirmată, deoarece profetul, salul al Aleyhi a salu în pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu al fie asupra sa, a spus, răspândiți salutul, salaam, între voi este obligatoriu să întoarceți salutul dacă acesta este dat unei persoane. Dacă salutul este dat unui grup, atunci în cazul lor este fard kifayah, obligație comună. Dacă unul dintre ei răspunde, păcatul este ridicat de la ceilalți, dar dacă toți îi răspund, toți au făcut ceea ce este necesar. Fie că răspund împreună sau unul după altul. Dacă toți refuză să răspundă, atunci toți păcătuiesc din cauza relatării care spune. Drepturile unui musulman față de celălalt sunt 5. Întoarcerea, salutului, cu salam 2. Vizitarea polnavului este o obligație comunitară. Saik Hibnut a spus. Vizitarea polnarvului este fardkifayah, obligație comunitară. o Fata Oara Saik 13 pe 1085-3. Participarea la funeralii este de asemenea fardkifayah, obligație comunitară. 4. În ceea ce privește acceptarea invitațiilor, în cazul invitației la o sărbătoare de nuntă, atunci majoritatea savanților consideră că este obligatoriu să accepte, cu excepția cazului în care există un motiv justificat de Sariah pentru a nu face acest lucru. Dacă este vorba despre altceva decât o sărbătoare de nuntă, majoritatea consideră că este mustahab, recomandat. Dar există condiții pentru acceptarea invitațiilor în termeni generale sterix 5. În ce privește a spune Erhamu Kalbach, Allah să aibă milă de tine, pentru cel care strănută, există o diferență de opinii cu privire la reguli. Se spune în -so -ah al o al -ah", 4 pe 22. A spune Erhamu Kalbach, Allah să aibă de tine, este sunnah în conformitate cu is. Potrivit lui Hanbal și Hanaf, este obligatoriu. Maliti a spus, și este o opinie, și în rândul Hanbalis, că este o obligație comună. A fost relatat de la al -Bayan că opinia cea mai puternică este că este o obligație individuală, fardain, din cauza hadisului. Este datoria oricărui musulman care laude, pe cel care strănută, să spună. Iar Hamuk -al Allah, Allah să aibă milă de tine. Opinia cea mai corectă este aceea că este obligatoriu pentru cel care le aude pe cel care strănută și laudă pe Allah, spunând al Alhamdulillah, datorită hadisului relatat de al Bukhari, 6223, de la Duhurairah, Allah să fie mulțumit de el, de la profet, salul Allahu Aleyhi salam, pacea și binecuvântarea lui Allah Dumnezeu fie asupra sa, care a spus. Lui Allah îi place strănutul și nu îi place căscatul, așa că dacă vânul dintre voi strănută și îl laudă pe Allah, spunea Hamdulillah, este de datoria fiecărui musulman care îl laudă să-i spună. Iar Hamdulillah, -al Allah să aibă milă de tine. Ibn al-Kahim, Allah să aibă milă de el, a spus. Am citat hadisul lui Abu Hurairah, în care se spune. Dacă vânul dintre voi strănută și îl laudă pe Allah, Alhamdulillah, este oratorie, datorie, HQQ, a fiecărui musulman care laudă să-i spună. Iar Hamuk Allah, Allah să aibă milă de tine. Tăltirmidh inclus hadisul lui Ana subtitlul. Acest lucru indică faptul că este obligatoriu în opinia sa, și aceasta este viziunea corectă, din cauza hadisurilor care indică în mod clar că este obligatoriu și nu există nimic care să contrazică acest lucru, iar Allah știe cel mai bine. Altul este cel al lui Salimid Nubaid, în care se spune, cei care sunt cu el să-i spună, iar Hamuk al Allah, Allah să aibă milă de tine. Și altul este raportul relatat de la Ali care a spus, Trimisul lui Allah, sallallahu alaihi wa în pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu Allah fie asupra sa, a spus. Musulmanul are șase drepturi față de celălalt musulman. Ar trebui să-l salute cu salam când îl întâlnește. Trebuie să răspundă când îl invită. Ar trebui să-i spune lui Alhamdulillah, al Allah să aibă milă de tine, dacă e el strănută. Ar trebui să-l viziteze dacă se îmbolnăvește. Ar trebui să participe la înmormântarea lui dacă nu are și el ar trebui să iubească pentru el ceea ce iubește pentru el însuși. El, Tirmidhi, a spus, aceasta este un hadis Hasan, bun. A fost de asemenea relatat și printr-un alt isnad din partea profetului, salul al Aleyhi a în pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu al fie asupra sa. Unii dintre învățați au vorbit negativ despre Al-Harit al, al unul din naratori. În același capitol, este de asemenea relatat de la Buhurayrak, Abu Hurairah, Abu Ayyub, Al-Bara și Abu Masod. Iar altul dintre aceste hadisuri este cel ce a fost relatat de către Tirmidhi de la Abu Ayyub, conform căruia trimisul lui Allah, salul alaihi Aleyhi wa în pacea și binecuvântarea lui Dumnezeu Allah fie asupra sa, a spus. Dacă unul dintre voi strănută, să spună Alhamdulillah, laude lui Allah, și lăsați-l să spună Alakul Hal, în toate circunstanțele și cel care îi răspunde să spună, iar al Allah, Allah să aibă milă de tine. Și lăsați-l să spună, Yahdikum Allah wa ba alatum, al Allah să vă călăuzească și să vă îndrepte afacerile. Există patru tipuri de dovezi în Hadet citate mai sus, dacă vreunul dintre voi strănută și îl laudă pe Allah, spune Alhamdulillah, este oratorie, datorie, a fiecărui musulman care îl laudă să-i spună, iar al Allah, Allah să aibă milă de tine. Există o afirmație clară că este obligatoriu să spui al-bah, Allah să aibă milă de tine, care nu poate fi interpretată în niciun fel. Este obligatorie prin folosirea cuvântului HQQ, tradus ca datorie obligație drept. Este obligatorie prin utilizarea cuvântului Ala, asupra. Acest cuvânt înseamnă în mod clar că este obligatoriu, este impus. Nu există nicio îndoială că există multe obligații care se dovedesc a fi obligatorii pe baza unor dovezi mai puține decât acestea. Și Allah știe cel mai bine. Din Haashiat ibn al Kaim la Sunan Abdawod, 13 pe 259 de asemenea, el a mai spus. Sensul aparent al hadisului menționat mai sus este acela ca spune Erhamu Kalbach, este o obligație individuală pentru oricine laude pe cel care a strănutat că spune Illah. Nu este acceptabil ca doar unul dintre ei să o spună. Aceasta este una dintre cele două opinii ale învățaților, care a fost favorizată de Maliki Sibnab Zaid și de Abu Bakridbal, arabi, și nu poate fi altfel. Din Zad al Maad, 2 4376. În ceea ce privește acordarea de sfaturi, în cazul în care îi se solicită acest lucru, este foarte probabil ca oferirea de consultanță să fie o obligație comună. Muflih, poate Allah avea milă de el, a spus. Sensul aparent al cuvintelor lui Ahmad și al companionilor noștri este că este obligatoriu să se ofere sfaturi musulmanului, chiar dacă el nu cere acest lucru, așa cum este și sensul aparent al relatărilor. Din la Bas Sariyah bin Muflih, 1 pe 307 al Mullah al Kari, Allah să aibă milă de el, a spus. Dacă îți cere sfatul, înseamnă că dacă îți cere sfatul, atunci dă-i-le. Este obligatoriu. De asemenea, este obligatoriu să se acorde consiliere, chiar dacă nu au cerut acest lucru. Din Mirtat al Matatech, 5 pe 213 al Hafizim Hajar, Allah să aibă milă de el, a spus. Este clar că ceea ce se înțelege prin datorie HQQ, aici, este că este obligatoriu. Acest lucru este diferit de cuvintele lui Ibn Bactal, care a spus că ceea ce se înțelege este datoria de respect și de companie. Se pare că aici se înțelege că este o obligație comună. Fat al Bari, 3 pe 113, și Allah știe cel mai bine. Regul privitoare la acceptarea invitațiilor de la Buhra Irak, Allah să fie mulțumit de el, a fost relatat în Sahih al Bukhari, 1164, și Sahih muslim, 4022. L-am auzit pe trimisul lui Allah, Salul al-Bahwa Lehi, a pacea și binecuvântarea lui Allah Dumnezeu, ca a spus. Drepturile unui musulman față de un alt musulman sunt cinci. Întoarcerea salutului, vizitarea bolnavilor, participarea la înmormântări, acceptarea invitațiilor și să spună Arhamuk Allah, Allah să aibă milă de tine, când strănută. Învățații au împărțit invitațiile la care musulmanilor li s-a poruncit să răspundă, în două categorii. 1. Invitația la o petrecere de nuntă, o Majoritatea oamenilor de știință au spus că este obligatoriu să accepte o astfel de invitație, cu excepția cazului în care există o scuză legitimată de Sharia, unele scuze vor fi menționate mai jos, inshar Allah cu voia lui Dumnezeu Allah. Dovezile, dalel, conform cărora este obligatorie acceptarea acestor invitații, este Hadeethul relatat de al Bukhari, 4779, și Muslim, 2585, de la Guhurayrak, în care profetul, sallallahu alaihi wasallam, a spus. Cel mai rău fel de mâncare este mâncarea de la o sărbătoare de nuntă care este reținută de la cei care vor veni și la care sunt invitați oamenii care ar putea să o refuze. Oricine nu acceptă invitația, nu a ascultat de Allah și de trimisul său. 2. Invitația la diferite feluri de întâlniri, altele decât sărbătorile de nuntă. Majoritatea savanților spun că acceptarea acestor invitații este mustahab, și nimeni nu diferă în această privință, cu excepția unora dintre Scafais și Zahiris, care au spus că este obligatorie. Dacă spunem că este puternic încurajată, mustahab, suntem destul de aproape și Allah știe cel mai bine. Însă oamenii de știință au stipulat condiții pentru acceptarea unei invitații. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, atunci nu este obligatoriu sau mustahab să acceptați invitația, mai degrabă ar putea fi haram să participi. Aceste condiții au fost rezumate de Shah Muhammad Ibn Uthaymeyan, care a spus nu trebuie să existe nimic mâncar, rău, reprobabil în locul în care se ține întâlnirea, etc. Dacă există ceva neplăcut criticabil și este posibil să îl eliminați, atunci este obligatoriu să participați din două motive: acceptarea invitației și schimbarea lucrurilor neplăcute. Dacă nu este posibil să l-eliminați, le atunci este haram, interzis, să participați. Persoana care l-a invitat nu ar trebui să fie o persoană pentru care este obligatoriu sau sunnah să o părăsească, cum ar fi cel care comite în mod deschis acțiuni morale sau păcate, în cazul în care părăsirea lui poate fi de folos în alt face să se pleiască. Persoana care l-a invitat ar trebui să fie musulmană. Dacă nu este, atunci nu este obligatoriu să accepte invitația, pentru că profetul, salul al wasallam, a spus. Drepturile unui musulman față de un alt musulman sunt cinci, alimentele oferite ar trebui să fie permise pentru a fi mâncate. Acceptarea invitației nu trebuie să conducă la ignorarea unei îndatoriri mai importante. Dacă acesta este cazul, atunci este haram să accepte invitația. Nu trebuie să provoace nicio problemă persoanei invitate. De exemplu, dacă are nevoie să călătorească sau să-și părăsească familia care are nevoie de el acolo și așa mai departe. Alcaul caul al muifele, 3 pe 111. Unii învățați au adăugat. Dacă gazda a emis o invitație generală, spunând că toată lumea este binevenită, atunci nu este obligatoriu să accepte invitația de asemenea, femeile trebuie să țină cont de faptul că trebuie să ceară permisiunea soțului lor de a ieși la petrecerile, întâlnirile la care sunt invitate. Ar trebui ca aceste surori să încerce să utilizeze cât mai bine timpul și întâlnirile lor în moduri care le vor aduce beneficii, fie din punct de vedere religios, fie din punct de vedere lumesc. Trimisul lui Allah, Sallallahu Alaihi Wasallam, ne a avertizat asupra consecințelor participării la întâlniri în care Allah nu este menționat. El, Sallallahu Alaihi Wasallam, a spus. Nici o persoană nu stă într-o adunare în care ei nu-l pomenesc pe Allah sau nu trimit binecuvântări asupra profetului, salul Allah alaihi wa salam, pacea și binecuvântarea lui Allah Dumnezeu fie asupra sa, fără ca să regrete, dacă el dorește, el îi va pedepsi și dacă el voiește, îi va ierta relatat de Al-Tirmidhi 3302, el a spus că acesta este un Hadet Saheh Hasan, care a fost clasificat ca Saheh de al Albani, în Saheh al, sah -al 3 pe 140, fie ca Allah să ne ajute și să ne dăruiască abilitatea de a porunci binele, al Maruf, și de a interzice răul, al Muncar, și de a obține răsplata sa cu orice ocazie. Allahumma amen. Salam alecum arahmatullah wa barakatuhu. Pacea, mila și îndurarea, fie asupra tuturor profeților și mesagerilor de la Adam la Muhammad, asupra companionilor lor, asupra fraților profeților și asupra celor ce au citit acest articol. Abonați-vă, apreciați și distribuiți!